Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Cultură și Istorie, la Serbus Hunedoara TV. După cum observați titlul emisiunii, voi exprima câteva puncte de vedere legate de o Apariție editorială recentă în peisajul publicistic hunedorean, mă refer la cartea domnului Vladimir Brilinski, Îndăcitul. Din start vreau să subliniez două chestiuni. Cartea a apărut la prestigioasa editură Cetate Deva, o editură cu care eu am o colaborare deosebită și care, pentru toate eforturile publicistice pe care le realizează, merită. Întreaga considerație a publicului hunedorean, și nu numai. A doua precizare pe care vreau să o fac este aceea că acest volum trebuie citit. Îi îndemn pe toți cei care, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt pasionați de istorie, să lectureze această carte. Nu motivez acum de ce. Dacă veți ajunge să o răsfoiți și să o citiți, veți înțelege la ce anume fac referire folosind acest îndemn. Nu vreau să fac câtuși de puțin o analiză exhaustivă a cărții, pentru că nu permite nici formatul emisiunii și nici timpul alocat acesteia. Vreau să menționez că, în opinia mea, Vladimir Brilinski Manifestă o serie de determinări literare, că eu spun că este păcat că nu s-a dedicat mai mult acestei îndeletniciri cu o detașare, să spunem, mai mare față de anumite realități astfel încât uh, posibilitățile sale de exprimare uh, beletristice să fie un câștig atât pentru persoana sa, cât și pentru eventualul uh, cititor care ar parcurge uh, cărțile pe care ar fi putut să uh, le scrie. Dar uh, această carte, îndăcitul, dacă formal, prin exprimarea stilistică, are părți, multe părți pozitive, pe fond, în opinia mea, pornește de la niște premise greșite. Să începem cu începutul. O primă oglindă a unei cărți este coperta. Pe prima copertă apare imaginea lui Vladimir Brilinski, ceea ce ne sugerează că el însuși își dedică această carte. Din câte am lecturat eu și. Fiți convinși că am citit zeci de mii de volume de diverse facturi. Nu am prea întâlnit ca cineva să redacteze o carte despre sine în felul în care aceasta este redactată. Bun, deschidem prima copertă. Și iată încă o imagine. Și cine credeți că este în această imagine? Da, ați ghicit. Este însuși Vladimir Brilinski. Dar nu e totul. Venim la coperta a patra. Unde nu este suficientă imaginea cu Domnul Cristi Tabără. Mai este nevoie de încă o imagine cu Vladimir Brilinski pentru ca cititorul să știe foarte bine cu cine are de-a face și uh, ce personalitate și-a dedicat timpul scriind în așa fel încât opinia publică din România, dar mai ales cea hunedoreană, să fie informată despre părerile și atitudinile lui Vladimir Brilinski. Probabil că unii vor spune că sunt malițios, că observațiile mele sunt nu găsesc cuvântul cel mai potrivit să zicem răutăcioase dar este părerea mea nu mi se pare normal să alcătuiești în felul acesta o în felul acesta o copertă din punct de nici din punct de vedere psihologic, nici din punct de vedere Sugestiv. Este o perspectivă mult prea narcisistă și, în opinia mea, mult prea egocentristă. Cu atât mai mult cu cât am observat în caseta tehnică, că autorul coperții este Bogdan Brilinski. Probabil fiul autorului Vladimir Brilinski. Deci, cu atât mai semnificativă această modalitate de uh, afirmare, uh, afirmare vizuală. Deschizând uh, cartea, am uh, rămas puțin uh, surprins citind pe foaia de titlu pe versul foii de uh, titlu proiect cofinanțat de primăria municipiului Deva. Am rămas uh, puțin surprins legat de această participare financiară a primăriei municipiului Deva la editarea unei astfel de cărți. L-am întrebat pe domnul Florin Oancea care au fost rațiunile ce au determinat o asemenea atitudine din partea administrației locale a municipiului Deba și domnia sea mi-a răspuns că primăria municipiului Deba nu are nicio participare financiară la publicarea acestui volum. Eu, în buna manieră a unui reporter, că în acest caz m-am transformat într-un reporter, am insistat. Da, domnule primar, pe. Carte scrie foarte clar, la care domnia sa îmi răspunde, am dovada clară a acestui dialog, că este o greșeală de tipar. Bun, putem să acceptăm și așa ceva. În definitiv, nu este o crimă că primăria municipiului deva a. a participat la, financiar la publicarea acestei cărți. Eu doar am întrebat care au fost rațiunile care au determinat această participare. Și primind răspunsul pe care l-am primit de la domnul primar Florin Marcea, i-am spus să dea o dezmințire. Și i-am spus, greșeală de tipare în opinia mea nu poate fi. Nu are cum. Am observat că în colectivul de editare a acestei cărți, corectura este făcută de doamna profesor Voichita Celer, o binecunoscută persoană a mediului intelectual hunedorean, distinsă, demnă de toate aprecierile, și mă îndoiesc că. Dacă era o greșeală, dânsa nu ar, fi, nu ar fi observat. Mai ales că, lângă text, însemnele heraldice ale municipiului Deva flanchează textul care îl anunță pe cititor că primăria municipiului Deva a participat cu onoare la editarea acestui volum. Sigur, dacă citiți cartea, și trebuie parcursă cu foarte multă atenție pentru ca să observați subtilitățile acesteia, veți vedea că, într-o oarecare măsură, tangențial, deși nu pare la prima vedere, cartea are și niște conotații politice legate nu atât de viața vreunui partid sau altuia, cât legat de persoane care astăzi nu mai sunt în prim planul vieții politice hunedorene, a Căror neprezență în subtext este regretată și sigur cartea sugerează că la vremea respectivă totul funcționa mult mai bine decât funcționează astăzi. E adevărat că o asemenea comparație nu este ceva politic la modul direct, dar există anumite reverberații politice care răzbat din paginile acestui volum. O a doua observație sau mai bine zis constatare mă scuzați, nu observație, constatare pe care vreau să o fac, este aceea că, în opinia mea, la modul de redactare al cărții, o repet, deși Vladimir Blilinski demonstrează o serie de aptitudini beletristice, nu este, totuși, uh, plin de fair play. Relatează tot felul de uh, evenimente, tot felul de uh, atitudini despre diferite persoane, și folosește uh, numele doar în cazurile în care. Îi convine domniei sale și de unde crede că ar putea avea anumite beneficii de imagine. Dar, încă o precizare este necesară. Dragostea lui Vladimir Brilinski pentru Istoria dacilor, pentru Sarmizegetusa regia, pentru ceea ce uh, reprezintă elementul dacoget în spiritualitatea românească, merită toată aprecierea. De altfel, orice om care face ceva cu pasiune, cu dăruire, merită aprecierea semenilor săi. Și din această perspectivă, da, o spun fără nicio urmă de maliciozitate, că din această perspectivă, Vladimir Belinski merită toată aprecierea. Dar pasiunea, dorința nu sunt suficiente pentru a porni pe un anumit drum, în momentul când vrei să transformi pasiunea în profesiune, atunci trebuie să ai uh, și pregătirea necesară. Sarmi Regia s-a bucurat de atenția istoricilor, a oamenilor de cultură deja din evul mediu. Eu nu voi face acum un excurs al întregii uh, cercetări făcute la Sarmizegetusa Regia. Pornesc doar de la sfârșitul secolului al XIX-lea, de la istoricii societății de istorie și arheologie a Comitatului Hunedoara, două personalități marcante ale mediilor intelectuale hunedorene din perioada respectivă. Mă refer la Teglaș Gabor și Chiraipal, Pal, ambii întemeietori ai muzeului din Deva, care astăzi este Muzeul Civilizației Dacice și Romane, ambii Profesor la școala centrală din Deva, astăzi colegiul național decebal, și evident, pasionați de cercetarea istoriei. Societatea pe cărei membrii erau, a editat un anuar. În deschiderea acestui uh, anuar, uh, Teglaș Gabor și Kiraipal uh, vorbesc despre istoria dacilor și îi pomenesc pe uh, Decebal și uh, Traian drept: uh, e un citat, uh, doi titani ai uh, istoriei. Au uh, efectuat periegeze în zona respectivă, fără a ajunge să lucreze arheologic, sistematic, așa cum au făcut-o la grădiște sau la grădiște care astăzi se cheamă Sarmizegetusa, fosta capitală a provinciei Dacia Romană. Cătălin îmi face semn din uh, regie că timpul zboară implacabil, fugit, ireparabile, tempus, că a sosit uh, momentul uh, să dăm cezarului cei al cezarului și lui Dumnezeu cei al lui Dumnezeu și publicității cei al publicității, că ea este în cadrul televiziunii, a mijloacelor de informare, uh, cezarul nostru. Evident că după aceea voi reveni cu uh, prezentarea uh, pe care am uh, pornit-o. Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva vă invită în perioada 13-15 iulie 2022 în Parcul Cetate din Deva. La a doua ediție a Festivalului de Folclor al Cetății, un regal folcloric cu ansambluri și artiștii de renume din toate zonele țării, vor urca pe scenă renumite ansambluri folclorice din România: Cindrelul Junii Sibiului, Transilvania Baia Mare, Doina Gorjului Târgujiu, Baladele Deltei al Primăriei Tulcea și Silvana al Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva. 5 ansambluri folclorice, alături de peste 40 dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară din țară, vor fi prezenți la Deva. Participarea publicului la festival este liberă. Vrei o destinație sigură? Hai în Malta cu Malta.ro! Începând de la 299 de euro ai cazare, transport cu avionul și mic dejun, ghizi în limba română care îți vor dezvălui frumoasele insule malteze. Intră pe www.malta.ro pentru mai multe oferte și ia-ți o vacanță în siguranță cu Malta Travel! Navigează pe Dunăre spre inima celor mai emblematice atracții ale Europei de Est. Trezește-te în fiecare dimineață într-o lume nouă și admiră nenumăratele priveliști de poveste. Vei fi uimit de ceea ce acest dezvăluie Dunărea pe traseul spre Serbia și Croația. Cazanele Dunării, Velicogrădiște, Cetatea Golubac, Belgrad, Novi Sad, Vukovar. Experimentează Europa pe Dunăre cu o navă intimă în croaziere de 5, 7 sau 8 zile Începând de la 590 de euro, o vacanță care îți satisface mintea, trupul și sufletul, află mai multe pe croazieredunăre.ro. Pentru că resursele planetei sunt limitate, reciclarea rămâne singura cale prin care le putem face inepuizabile pentru trecerea la economie circulară. Dar reciclarea eficientă este posibilă doar printr-o colectare separată susținută și inteligentă a deșeurilor. Din grijă pentru mediu și respect pentru generațiile viitoare, implicăte alături de noi. Pentru un prezent curat și un viitor sănătos. Braicata din respect pentru resurse. Cotidianul Județean Independent Servus Unedoara împlinește 18 ani de activitate. Mulțumim din suflet, tuturor colaboratorilor, tuturor partenerilor noștri care în acești 18 ani au fost alături, vreau să mulțumesc tuturor angajaților și colaboratorilor care de-a lungul celor 18 ani au fost lângă noi. Consider că entuziasmul, munca în echipă, impactul proiectelor publicației, expertiza și profesionalismul colaboratorilor noștri, implicarea și conectarea la comunitate sunt componentele esențiale ale unui produs jurnalistic de calitate. Servus Nedoara, de 18 ani, zilnic lângă tine. Supercom SA oferă multiple sisteme de colectare în județul Hunedoara în zona 4 Petroșani Valea Jiului. Operatorul asigură servicii de management al deșeurilor prin colectare și transport, sortare și reciclarea deșeurilor, asigură controlul calității și soluții de durabilitate. Diversitatea categoriilor de deșeuri face colectarea lor o provocare logistică. Deșeurile de aceeași natură sunt adunate în centre de colectare, unde sunt comprimate înainte de a fi trimise la un loc de sortare sau tratare corespunzător. Lider în domeniul de salubrizare din România, Supercom ESA, Nihil Deo. Așa cum spuneam și înainte de uh, publicitate, deci, uh, cei doi istorici ai uh, societății uh, hunedorene au apreciat. Uh, în foarte mare măsură, monumentele istorice din județul dar le-au cercetat. Nu au apucat să lucreze sistematic la Sarmizegetusa regii, așa cum au lucrat la uh, Ulpia Traiana Zegetusa, capitala, fosta capitala Daciei Romane. După Primul Război Mondial, uh, sau în mai bine zis în perioada uh, Primului Război Mondial și... În câțiva ani după aceea a urmat -o un hiatus în cercetarea arheologică. Evident că după Marea Unire din anul 1918, autoritățile statului român au reluat cercetările și la Sarmizegetusa Regia în 1924 Constantin Daicoviciu a deschis un șantier arheologic el lucrând și la Ulpia Traiana Sarmizegetusa fiind alături de Octavian Floca, directorul Muzeului Județean Hunedoara, Deva cum se numea în acea perioadă interbelică, instituția respectivă, un cercetător asidu al fenomenului istoric antic. L-au urmat în mare măsură fiul său, Hadrian Daicoviciu, reputat arheolog și istoric al Universității Clujene, ca și uh, tatăl său, uh, și toate au fost continuate pentru o lungă perioadă de timp de colectivul condus de uh, profesorul uh, Ioan Glodariu, de la Institutul de Istorie și arheologie din Cluj-Napoca, apoi profesor la Universitatea babeș bolyai împreună cu doamna Adriana Rusu Pescaru, o perioadă directoarea muzeului din Deva, Eugenia Roslavski și așa mai departe. Pentru ca ulterior munca să fie continuată de un colectiv condus de uh, profesorul universitar Clujan Gelu uh, Florea. De ce am uh, făcut această prezentare? Uh, pentru a demonstra că nu se poate lucra uh, doar din pasiune. Este nevoie și de uh, profesionalism. Nu bunăvoința, uh, entuziasmul uh, nu pot suplini ceea ce trebuie să aducă în prim plan uh, profesionalismul. E, din păcate, la domnul Vladimir Brilinski. Lipsesc uh, tocmai aceste reverberații care se cheamă uh, profesionalism. În studierea istoriei antice, mă refer, nu cunosc în detaliu care sunt uh, caracteristicile profesionale ale lui Vladimir Brininski, deci mă refer strict o sensul la uh, ceea ce uh, este uh, tema uh, cărții uh, sale. În uh, lucrare încearcă o paralelă între două Sarmizegetuse, Sarmizegetusa Regia și Ulpia Traiană Sarmizegetusa, Aducând în prim plan personalitatea istoricului și arheologului Clujan Dorin Alicu, cercetător la Muzeul de Istoria Transilvaniei din Cluj Napoca, un apropiat colaborator al profesorului Hadrian Daicoviciu, cu care Ani la rând a lucrat la Ulpia Traiana Sarmin în cercetarea acestor vestigii arheologice. Dorina Licu a fost, eu l-am cunoscut foarte bine și nu numai eu, dar și eu l-am cunoscut foarte bine, a fost un profesionist adevărat. Și el, într-adevăr, a fost plin de pasiune, a fost îndrăgostit de Ulpia Traiana Sarmizegetusa și da, într-adevăr, o iubea cu o dăruire extraordinară. Adevărul este că avea și un motiv de patriotism local, el fiind originar din țara Hațegului, din comuna Riu Bărbat, dacă nu mă înșel, dar la un moment dat dragostea lui a mers atât de departe încât a reușit să își achiziționeze o locuință în Sarmizegetusa și să periodic să locuiască, să locuiască acolo, mai ales în timpul campaniilor de săpături arheologice. Cartea sugerează că pasiunea lui Dorina Alicu pentru Ulpia Traiana Sarmizegetusa Zegetusa este de aceeași manieră ca și pasiunea lui Vladimir Brilinski pentru Sarmizegetusa regia. Și da, este foarte adevărat. Așa este. Ambii sunt, îmi cer scuze, Dorin Alicu a trecut la cele veșnice, ambii au fost pasionați cu foarte multă dăruire de trecutul îndepărtat al poporului român. Dar vin și deosebirile. Dorin Alicu a fost un profesionist, absolvent al Facultății de Istorie-Filozofie a Universității Babeș-Bolyai. Un cercetător absolut competent al perioadei romane din istoria, din istoria Daciei. Și el a adăugat la pasiune și la dăruire ceea ce ar fi trebuit și alții să facă. Chiar și doamna Silvia Beldiman în uh, acel laudațiu pe care îl face volumului uh, scris de uh, Vladimir Brilinski încearcă o astfel de uh, comparație, dar uh, comparația nu este dusă până la capăt pentru că nu se precizează decât dragostea, pasiunea, dăruirea și nu se mai vorbește nimic de uh, profesionalism. Evident că drumul lui Vladimir Brilinski pentru în cercetarea istorică a trecutului DAC al poporului român nu a putut avea uh, conotații științifice și nu are conotații științifice. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrurile acestea dar pentru corecta informare a opiniei publice și pentru faptul că îmi iubesc profesiunea și sunt un adept al profesionalismului, trebuie în mod evident să fac această precizare. La un moment dat, Vladimir Blilinski a ajuns să lucreze la Consiliul Județean Hunedoara, la acel serviciu de, al monumentelor istorice înființat uh, uh, la un moment dat și tocmai din această clipă, din relatările uh, despre perioada uh, respectivă, pornește lipsa de fair play-a uh, domniei uh, sale. Uh vorbind despre constituirea serviciului respectiv, nu menționează numele colegilor cu care a lucrat și a doamnei care a condus și conduce și lucrează și în momentul de față la serviciul respectiv, dar în același timp îi face în volum o serie de reproșuri după părerea mea, neîntemeiate. Eu nu vreau să mă pronunț și nu pot de altfel să mă pronunț cu privire la profesionalismul doamnei respective, pentru că nu am discutat niciodată în profunzime, nici nu a fost ceva ce să mă intereseze pe mine și să doresc să intru în amănunte în acest sens. Dar persoana respectivă, al cărei nume nu îl menționează expresii verbis Vladimir Bilinski în carte, are o pregătire profesională. Vladimir Bilinski reproșează autorităților județene că el a desfășurat întreaga muncă în cadrul acestui serviciu, iar persoana respectivă nu făcea nimic altceva decât să conducă nemeritat serviciul respectiv. Ne punem întrebarea: Oare de ce nu a fost desemnat Vladimir Blinski să conducă serviciul respectiv, ținând cont de. Faptul că de foarte mult timp apărea în imaginea publică drept un protector al monumentelor istorice, drept un mare iubitor al trecutului istoric antic al poporului român. Răspunsul este foarte simplu, pentru că nu îndeplinea condițiile de legalitate iar întreaga uh, pledoarie pe care o face în uh, carte uh, încercând să justifice uh, prin uh, niște argumente extraprofesionale numirea doamnei respective în uh, funcție sunt după opinia mea uh, nedemne și Lipsită de fair play. De altfel, are anumite atitudini lipsite de fair play și față de alte persoane din Consiliul Județean. Un nenumit vicepreședinte al Consiliului Județean cu care a avut discuții despre care știm că este în vizorul lui Vladimir Brilinski, în momentul de față, nemai fiind în structura Consiliului Județean. Față de președintele de la acea vreme a Consiliului Județean, mă refer la domnul Mircea Bobora, care din punct de vedere profesional, în mod cert că are un portofoliu pe care l-a demonstrat la locul de muncă de-a lungul anilor și bineînțeles că nu putem face nicio comparație, nicio comparație în acest, în acest sens. Și în mod evident că așa cum se întâmplă în viață. Există și motive subiective pentru, dincolo de cele obiective pentru a avea o anumită uh, poziție, uh, Vladimir Blevinski face referire și la uh, persoana mea, uh, ne pronunțând uh, sau ne, ne scriind uh, numele meu uh, expresis verbis, ci doar uh, sugerând uh, că este vorba despre mine, că de-a lungul timpului am tăiat frunze la câini în Parlament, asta este relatarea pe care o face. Sigur, e punctul de vedere al lui Vladimir Brilinski. Eu întotdeauna am spus-o că nu ne neapărat activitatea Parlamentară pe care am desfășurat-o reprezintă pentru mine cea mai importantă realizare a mea, ci faptul că mi-am respectat profesiunea, că am susținut-o și în perioada în care am fost deputat. Și, după, și înainte de a fi deputat, și în perioada în care a fost deputat, și după, și după aceea. Chiar și prin aceste emisiuni Cultură și Istorie pe care le realizez la Servus Hunedoara TV. Deci, dacă eu aș fi fost singura persoană față de care domnul Brilinski are uh, conotații peiorative ar fi fost, să spunem, o bagatelă, o nimica toată. Dar uh, citind lucrarea, veți observa că ceea ce sugerează această carte pe care doamna Silvia Beldiman o numește roman, dar care nu este deloc roman pentru că nu este beletristică, pe care autorul o numește carte de povestiri, într-un anume sens poate că este carte de povestiri, dar nu în sens beletristic, și Evident că răzbate un fier roșu. Acela că Vladimir Blininski este singurul personaj pozitiv care și-a făcut datoria în cadrul acestui peisaj. Al protejării monumentelor istorice. Ceea ce, în opinia mea, nu este chiar adevărat. Da, a avut un cuvânt de spus, și foarte bine că a avut un cuvânt de spus pentru protejarea monumentelor istorice, pentru că, indiferent din partea cui vine o asemenea atitudine, ea nu poate fi decât benefică. Dar, în același timp, opinia mea este că nu trebuie să exagerăm. Acum, iertați-mi uh, comparația, știți, uh, și eu pot să uh, mă adaptez romanelor scrise de Carl May uh, și să îmi uh, vopsesc tenul, să devin piele roșie, să mă echipez. Uh, uh, ca apași, dar asta nu neapărat înseamnă că sunt apași. Că pot fi Inciuciuna sau uh, vinetul, celebrele personaje pe care le descrie uh, binecunoscutul romancier uh, german. Latinii spuneau es modus in rebus. Este în toate o măsură a lucrurilor. Volumul realizat de Vladimir Brilinski este foarte bine că aduce în prim plan atitudinea față de uh, monumentele uh, istorice, o atitudine uh, până la un punct uh, pozitivă, uh, dar, în același timp, uh, din uh, nefericire. Uh, depășește totuși uh, niște limite. Eu spun ale uh, fair play față de uh, diverse persoane cu care a venit uh, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin în contact uh, Vladimir Brilinski uh, de-a lungul uh, timpului. Realizarea cea mai semnificativă este că rămâne ceva scris. Iarăși un citat uh, latin, verba volant scripta manent, vorba zboară scrisul dăinuie și în acest sens nu putem decât să menționăm că îndăcitul lui Vladimir Brilinski aduce o pată de culoare în peisajul publicistice hunedorene. Închei dorindu-vă toate cele bune, stimați telespectatori, cu speranța că ne putem noi oamenii înțelege mai bine între noi, respectând o serie de norme, având o serie de atitudini care uh, să nu îl mânie pe Dumnezeu. Toate cele bune.